Pentru a scrie și a vorbi corect în limba română, sunt necesare cunoștințe de ortografie, de ortoepie și de morfologie. Ori de câte ori ai nedumeriri cu privire la scrierea, rostirea sau formele corecte ale unui cuvânt, găsești informații necesare în dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Titlul acestui dicționar este prescurtat DOOM. Cifra 2 indică ediția a doua, revăzută și adăugită. Ortoepia se referă la regulile de pronunțare corectă a cuvintelor. Pentru a pronunța corect un cuvânt, este necesar să stabilești numărul de silabe din care este format, să aplici cunoștințele referitoare la corespondența literă-sunet și să identifici silaba accentuată, accentul. În limba română, locul accentului nu este fix. În scrierea obișnuită, accentul nu este redat, dar în dicționare, accentul se notează printr-o linie dreaptă sub vocala din silaba accentuată. Să observăm în continuare locul accentului în câteva cuvinte. În cuvântul veveriță, accentul este pe prima silabă. Observă notarea accentului prin linia dreaptă sub vocala E din silaba accentuată. Cuvântul caracter este accentuat pe a treia silabă. Este posibil ca uneori să auzi rostirea greșită a acestui cuvânt prin accentul pe silaba a doua, caracter. Reține însă că accentuarea corectă este cu accentul pe silaba a treia, caracter. Unele cuvinte se găsesc în variantă liberă de accentuare. Este cazul cuvântului profesor, în care accentul poate cădea fie pe a doua silabă, pronunțat profesor, sau pe a treia silabă, pronunțat profesor, ambele variante fiind acceptate de limba literară. Majoritatea cuvintelor însă au o singură variantă de accentuare, așa cum este și cuvântul profesoară, care are întotdeauna accentul pe silaba a treia. Locul accentului este deosebit de important în formele aceluiași verb la timpul prezent sau la timpul trecut. Prin locul accentului se diferențiază situația în care verbul exprimă o acțiune la timpul prezent sau respectiv la timpul trecut. În propozițiile "copilul cântă o melodie și alpinistul urcă pe stâncă", forma verbală este accentuată pe prima silabă, cântă, urcă. În propozițiile "copilul cântă o melodie și alpinistul urcă pe stâncă", forma verbală este accentuată pe a doua silabă, iar verbul exprimă o acțiune la timpul trecut. Așadar, prin accentuarea diferită, aceste cuvinte, aceste forme verbale, exprimă o acțiune la timpul prezent cu accentul pe prima silabă, cântă, urcă, și cu accentul pe a doua silabă, cântă, urcă, când exprimă o acțiune la timpul trecut. Există însă și cuvinte care, în funcție de locul accentului, au sensuri diferite. Este și cazul cuvântului evidențiat prin culoare din cele două propoziții. În prima propoziție, "folosesc veselă colorată", cuvântul veselă este accentuat pe a doua silabă și are sensul "vase folosite la masă". În propoziția "pisica este veselă", cuvântul veselă este accentuat pe prima silabă, iar sensul este bucuroasă, voioasă. Așadar, accentul este o caracteristică fonetică și înseamnă pronunțarea mai intensă a unei silabe dintr-un cuvânt. Prin caracteristicile sale fonetice, limba română are cântecul ei specific, atât de puternic încât uneori îl ducem cu noi și când vorbim o limbă străină. Este nevoie de timp și multe exerciții pentru a deprinde cântecul specific al unei limbi străine. Un vorbitor de limbă română, ca limbă maternă, deprinde în mod natural accentuarea cuvintelor din comunicarea cotidiană. Dar este posibil să auzim unele cuvinte rostite greșit sau unele cuvinte să nu ne fie cunoscute și atunci dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române este ajutorul nostru de nădejde. Pentru un vorbitor de limba română, cuvintele, în general, nu pun probleme de accentuare. Să rezolvăm împreună un exercițiu în care vom observa câteva cuvinte care necesită o atenție sporită pentru a nu greși modul lor de accentuare. Să începem. La cofetărie am văzut niște torturi cu sensul de prăjituri și nu torturi, cu accentul pe a doua silabă, când cuvântul are înțelesul de chinuri. A chemat un taxi și nu taxi, cu accentul pe prima silabă. Deci, varianta corectă este a chemat un taxi. Folosește gaz din butelie și nu butelie, cum adesea auzi rostit acest cuvânt. A rămas blocat în trafic sau trafic. Ambele variante sunt acceptate, deși se recomandă prima cu accentul pe prima silabă. Are mobilă nouă, cu accentul pe prima silabă, însemnând obiecte de mobilier, și nu mobilă, cu accentul pe a doua silabă, deoarece atunci cuvântul își schimbă sensul și înseamnă ceva care poate fi mișcat sau deplasat. Piață mobilă, ușă mobilă și așa mai departe. Deci, corect pronunțat, are mobilă nouă.